Salutare și cu siguranță te întrebi de ce este o măsuță improvizată de machiaj cu câteva machiaje pe ea. Ei bine, pentru că m-ai întrebat adesea ce avem în trusa de machiaj și ce produse ar trebui să avem pentru un curs de automachiaj. Pentru că suntem acasă și nu ne putem deplasa la sălile de curs pentru a face fizic un curs de automachiaj, putem acum să facem un curs de automachiaj în căminul nostru, da? Prin trei lecții simple de automachiaj care să ne ajute să reducem timpul în oglindă și pentru a îmbunătăți tehnica machiajului, pentru a ști pentru ce sunt acele produse și cum le aplicăm. Voi începe cu pensule. Avem aici un set de pensule pe care noi ar trebui să le avem pentru a începe lecțiile de machiaj. Nu te speria însă, în cazul în care nu ai, este suficient să ai măcar 3 pensule, da? O pensulă de pudră, o pensulă de sprâncene, o pensulă de blending și, să zicem, o pensulă de conturare. Dacă aceste pensule le ai, atunci putem să continuăm și să ajungem la următoarele produse. Pentru a face un machiaj, în primul rând, ai nevoie de o bază de machiaj. Fie că e o bază de machiaj, fie că e o cremă care să îți hidrateze fața, fie că e un serum care te ajută să îți dea o netezire sau îți închide pori sau îți matifiază tenul, ai nevoie înainte de fond de ten de o bază de machiaj. Apoi, avem nevoie de un fond de ten, indiferent de brandul pe care tu îl ai acasă, nu contează, este foarte important să știi să ți-l aplici și să vezi dacă este cel bun. Iar asta vei învăța la cursurile de machiaj. Bineînțeles, ai nevoie de dischete de machiante și o loțiune micelară sau o loțiune tonică. În cazul în care nu ești adept a fondului de ten, poți să folosești și un BB cream. Deci ai o bază de machiaj, ai un fond de ten și un BB cream în lista ta de produse. Loțiunea micelară, aceasta este cu dublu efect pentru că mie îmi place să șterg foarte bine rimelul de pe ochi și doar aceasta mă ajută foarte bine la demachiere. Ai nevoie de un balsam de buze pentru a hidrata buzele înainte de a le da cu ruj, pentru a nu se strânge rujul pe buze. Apoi, ai nevoie de o pudră. Fie că este o pudră, pudră pulbere, fie că este o pudră compactă, vei învăța în cursul online cum și când folosim aceste pudre pe tenul nostru. Vom avea nevoie de o paletă de conturare, vei învăța cum să îți faci conturarea feței și cum să îți scoți în evidență pomeții, ce culori trebuie să aplicăm și unde sunt umbrele și unde sunt adâncimile feței pentru a scoate în evidență cât mai bine și a subția fața. Apoi ai nevoie de un iluminator pe care să-l aplici pe zonele de volum pentru a scoate în evidență ceea ce noi numim calitate a pielii și relief al feței. Apoi, avem nevoie pentru ochi o bază de machiaj sau poți folosi, dacă nu ai o bază de machiaj, poți folosi un anti-charcan pe care să îl aplici și pe zona charcanilor, dar și pe zona pleoapei. Deci, fie ai un anti-charcan, fie ai o bază de machiaj, fie le ai pe amândouă, nu este nicio problemă, nu strică. Apoi, avem nevoie de un produs pentru sprâncene, fie că este un produs uscat, fie produs cremos, fie ai un creion de sprâncene, nu este nicio problemă. Vom învăța să facem sprâncenele cu ceea ce avem noi în căminul nostru sau cu ce ne comandăm zilele acestea de pe net. Avem și pentru sprâncene. Apoi, avem nevoie de o paletă. Nu contează foarte mult brandul, dar contează să nu fie prăfoase.
să nu cadă, să nu aibă pulberea aia foarte groasă și să nu ai foarte multe farduri sidefate. Ai nevoie de o paletă care să conțină nuanțe mate, care să conțină nuanțe de nude, pentru că aceste nuanțe te vor ajuta foarte mult să îți faci un machiaj cât mai elegant. Aceasta este o paletă care eu îndrăgesc și o și recomand în machiajul pentru acasă. Este de la Urban Decay Naked. Poți să ai și o paletă de farduri mai mică, așa, prin care noi putem să realizăm un smokey eyes, putem să realizăm un machiaj de zi pe care să-l transformăm în machiaj de seară fără nicio problemă. Trebuie să ai un rimel pentru a evidenția genele, trebuie să ai o carioca pentru tuș. Fie că ai o cariocă, fie ai un gel eyeliner pentru tuș, nu este nicio problemă. Din ambele putem să creăm acele linii frumoase. Ți-aș recomanda în trusa ta, dacă nu ai acum, poți să-ți achiziționezi pe viitor un Clear Brow Gel, un gel de fixare pentru sprâncene. Este foarte bun să-l ai în trusa ta de automachiaj. Apoi aș merge pe maxim 3 nuanțe pentru creioanele de buze, un roșu, un roze și un maroniu. Aceste nuanțe sunt cele mai utile și cele mai uzuale pentru machiajul buzelor. Mai ai nevoie de câteva rujuri, acum depinde ce rujuri și ce texturi iubești tu, poți să ai fie lip gloss-uri, fie poți să ai texturi mai cremoase care se transformă în rujuri mate. Dacă îți place să aplici și gene, vom învăța în aceste cursuri de automachiaj să îți aplici și gene, sau dacă nu îți place să îți aplici gene, vom învăța să ne dăm corect cu adeziv. Și nu uita, primul pas este dezinfectarea mâinilor și încearcă să îți duci mâna cât mai rar pe față.